Aproximativ 3,4 milioane de lei așteaptă să fie cheltuiți de Municipalitatea Ploieșteană pentru intrarea elevilor așa cum se cuvine în noul an școlar. Autoritățile speră să finalizeze procedurile birocratice, astfel încât la finalul acestei luni să fie demarate lucrări de reparații de la acoperiș la subsol, igienizări și tot ce mai este necesar. Se finalizează procedura de procedura concurențială între cei trei participanți pentru fiecare lot în parte. A fost această idee de a împărți pe loturi, grădinițe, școli, licee. Numai că în urma discuțiilor și corespondențelor pe care noi le-am avut cu ANAP-ul a fost punctul de vedere la care ANAP-ul nu a dat înapoi, aceea de a avea minim trei firme, pentru că am vrut să facem un acord cadru ca să nu reluăm această procedură în fiecare an și să stăm stresați dacă avem timp sau nu avem timp sau, mă rog, toate lucrurile care se întâmplă. Și din acest punct de vedere, ANAP-ul ne-a impus existența trei firme pe fiecare lot în parte. În cazul în care suma alocată nu va fi suficientă, autoritățile o pot suplimenta.